Domnul Dobre, ce simbolizează pentru dumneavoastră momentul acesta? Mingea, acest obiect care pentru mine poate însemna și un talisman. Deci mingea, să zicem că ar face parte din orizontul vieții. Sunt convinsă că aveți o multitudine de întâmplări frumoase, emoționante, amuzante, de ce nu? La Petroșani, în comentariul meci al Jiului, după 1990, au venit un grup de mineri care erau abțiguiți bine, să fiu elegant, da? Care mi-au spus că mi-au venit acolo că, domnule, ce ai ceva cu Jiul. Și mi-a spus unul, deci eu am scăpat trenul în 1990 la mineria, de că dacă venea către să te înjunghi. Domnule, a spus, n-am absolut nimic cu Jiul. Eu mă întrebuiesc la fiecare gol ca unei echipe și uite, ia să câștige Jiul ăla, să vezi că sunt la fel ca câteva trecută, mă rog, în fine. Și mi-a spus, domnule, ca să, și aici de noi nu scapi, decât dacă bei și mi-au turnat unul de țuică din ăsta așa și a trebuit să beau două pahare, că n-a scăpat de ei și spun să îmbrătea stadionul cu mine. Când nu beau, nu fumez, nu, mă rog, nu de asta la alcoolul, adică niciodată m-am mențit măcar. Dar acolo asta a fost, spuneți, este veridic. Plus, într-o dimineață m-am trezit cu suporterul Rapidului, era cu un cuțit așa mare, și dacă mai strigi o dată la gol împotriva Rapidului, că sunt neputin ceza, adică dacă zic pentru Rapid îți convine. Da. Și multe alte întâmplări. S-au creat și legende, în fine. Să mă amintesc întâmplarea de la Celta Vigo cu FC Argeș când a fost un gol și s-a ridicat un suporter în fața mea și efectiv nu am văzut de unde se rea mingea. Dacă s-a ridicat, eu am început să strig gol, am marcat mutul. Sigur că atunci nu trebuia nici eu să mă entuziasmez prea tare, fiindcă era vreo 4-0 pentru Celta. Da, faptul că a prins un gol acolo și ăștia s-au ridicat în fața mea, nu le venea să creadă că era cabină, deci era geamul deschis, așa, și n-am mai văzut de unde se rea mingea. Sigur, îmi port crucea că trebuia să fiu, dar n-am prevăzut că ăștia se ridică în fața mea și că nu văd atunci. Ales că era ultimele secvențe, în prima repriză. Așa. Deci că ăsta n-a fost, deși golul a fost că a fost gol. Dar n-a contat asta. De obicei vă afectează lucrurile acestea care se spun? Mă afectează ceea ce este nedrept. Că eu am spus, domnule, eu le-am spus atunci, domnule, uite ce este, mergeți cu mine și vă demonstrez că nu era o tabelă acolo. Două tabele erau. Dar deci nu se vedeau, fiindcă era cabina la... Da, era proastă așezarea cabinei. Multe stadioane din țară aveau problema asta cu amplasarea cabinei. Da, nu, le-am tratat cu firescul de rigoare, niciun fel de problemă. Deci asta nu. Au început să mă înțepe, bine, erau puși. Vă spun clar că nu, dar nu a contat asta.